Dragilor, bine v-am regăsit la o nouă emisiune Oameni și Cărți aici la Canal 33 România. Cum ne putem îmbunătăți capacitatea neuronală, harta creierului, am intitulat această ediție a emisiunii Oameni și Cărți. Este o bucurie, aș spune, foarte mare, pentru că îl am alături pe Costin Dămășaru, cercetător, doctor în economie, doctor în management, psiholog, fondator și director general al Centrului Veruvis. Astăzi un subiect, spun eu, foarte interesant, pentru că iată, în ultimii ani s-a tot vorbit despre neuroștiințe, despre creier și am ales această temă pornind practic de la o carte superbă, este vorba despre Stăpânul și emisarul său, rolul creierul divizat și rolul emisferelor cerebrale în modelarea culturală și evoluția societății occidentale. Dr. Ian McGilchrist, medic psihiatru, profesor universitar, cercetător în domeniul neuroștiințelor și filozof, ne propune, iată, o sinteză de idei magistrală și profund originală despre relația dintre noi și lume și despre cum am ajuns unde ne aflăm acum. Putem spune că Ian McGilchrist a lucrat aproape două decenii la această carte. O carte pe care noi am lansat-o, dacă nu mă înșel, pe 26 noiembrie la Târgul de Carte Gaudeamus, unde de altfel Costin a fost invitat să vorbească despre această carte. Și aș începe, pentru că iată, e un subiect care probabil ar necesita mai multe intervenții, mai multe emisiuni. Așa cum spune și Dr. Ian McGilchrist în carte și insistă pe această diferență între emisfera cerebrală stângă și emisfera cerebrală dreaptă, care este adevărul, să facem puțină lumină, despre diferența dintre creierul drept și creierul stâng? Este unul dominant asupra celuilalt sau este unul mai important decât celălalt? E ca și cum ai întreba care e mai bună, mâna stângă sau mâna dreaptă. Ideea e să le ai pe amândouă. Și în momentul în care autorul a scris cartea, nu se știa atât de multe despre creier. Revoluția tehnologică absolut uluitoare din ultimii ani a dat posibilitatea unor cercetători, cum sunt și eu, să poată să-și construiască centre de cercetare cu resurse mult mai puține decât înainte. Spre exemplu, acum să spunem cu 2 milioane de euro, poți să construiești un centru de cercetare în care poți să cercetezi, să investighezi relațiile dintre neuroni, sinapsele, modul în care poți să recompensezi anumite rețele neuronale cu impact direct asupra creșterii calității vieții și toate cele. În momentul în care a fost scrisă cartea, accesul la această știință, la neuroștiință, era rezervat numai anumitor categorii de cercetători. Și mulțumesc Dumnezeu pentru asta, s-a efectuat o democratizare a accesului la neuroștiință, ceea ce este absolut fascinant. De ce? Pentru că noi aici, spre exemplu, în România, eu am creat unul din cele mai puternice centre de cercetare din Europa. Avem și foarte multe, trei invenții la nivel global pe care acum le patentăm, care ajută, de fapt, creierul să se poată înțelege pe sine, ceea ce este absolut uluitor, folosind metacogniție, neuroplasticitate și condiționare operantă, să poată, posesorul creierului, clientul, să poată să schimbe rețele neuronale, astfel încât, hai să dăm un exemplu, să-și upgradeze softul. Ca să revin la întrebarea ta, avem emisfera stângă, emisfera dreaptă și între ele este corpus callosum, care este un mănânc de ligamente, de fapt. La femei este mai gros decât la bărbați, astfel încât femeile au o capacitate mai mare de colectare, procesare și utilizare a informației. Creierul bărbaților este mai reactiv, adică așa a fost psihologia bărbaților pentru a putea proteja cetatea, familia, exact, gospodăria, toate astea, trebuia să reacționeze rapid la niște stimuli. Femeia, având această protecție din exterior, creierul ei a putut să se dezvolte mai mult, să poată să
facă zoom out, să identifice anumite șabloane în contextul respectiv și să aibă o putere mai mare de procesare. Bărbații sunt reactivi, femeile poate să dea doi pași în spate să vadă mai bine ce se întâmplă. De aia, de exemplu, când ești acasă și vine soția și îți povestește ceva de la muncă, tu imediat ca bărbat simți imediat nevoia să faci ceva. Este instinctiv, este în rețele tale neuronale. E de sute de mii de ani chestia asta în creierul nostru. Pe când în momentul în care îi povestești tu ceva soției tale, ea nu simte nevoia mea să facă ceva, ci analizează. E mai analitică. Exact. Extremele nu sunt bune niciodată. Însă există o diferență. Asta este între creierul bărbaților și creierul femeilor. Fiecare este specializat pe ceva. În primă instanță. Corpus callosum, mănâncul de ligamente care leagă cele două emisfere, poate fi și tăiat în cazuri extreme, spre exemplu în cazuri de epilepsie. Foarte, foarte, cu crize foarte dese, care pun în pericol viața clienților, viața pacienților în cazul ăsta. Și am avut și eu la centru trei clienți care au suferit o intervenție chirurgicală de tăiere a corpus callosum. Ei se luau două creiere. Și în momentul respectiv este foarte interesant de studiat cum anume se comportă omul respectiv în momentul în care are două emisfere, dar care nu mai comunică între ele, dar fiecare poate face ceea ce face și cealaltă emisferă. Mm-hmm. Există un concept care se numește contralateralitate, adică mâna stângă, piciorul stâng, partea stângă este controlată de emisfera dreaptă. Mâna dreaptă, piciorul drept, sunt controlate de emisfera stângă. Okay? Și fiecare, nu o să intrăm acum în detalii, însă există 50, depinde cum le numesc, 52 de zone Brodmann. Okay? Brodmann a fost un cercetător care a împărțit creierul în 52 de zone. 52 de arii, Brodmann areas. Și fiecare arie face câte ceva. Cum s-au dat seama Brodmann și cercetătorii că fiecare are face ceva? Păi, în primul război mondial, când veneau soldații răniți de pe front, unul nu avea cortexul prefrontal, pac, nu mai avea imaginație. Opa, deci acolo e imaginație. E și un exemplu faimos cu Phileas Fogg, un muncitor din Marea, din Anglia, epoca victoriană, i-a intrat o tijă de metal, lucra pe șantier și a intrat o tijă de metal și i-a perforat craniul. Chiar mai e craniul lui cu gaură aia. Și de unde înainte, deci i-a intrat pe aici, i-a ieșit pe aici, în cortexul prefrontal. Și e absolut faimos exemplul, deoarece a fost primul caz documentat de alterare a comportamentului. Adică de unde înainte era un vecin super ok, tată de familie, își bea copii, nu făcea probleme, spunea bună ziua, ducea gunoiul din astea. După ce a avut acest incident, a supraviețuit, însă i s-a schimbat radical comportamentul. A devenit alcoolic, a devenit violent, a început să-și bată copiii și soția, până la urmă a murit într-un circ. Că nu-l mai angaja nimeni, că nu se putea controla, înjura tot timpul, manifesta un comportament foarte agresiv. Singura legătură de cauzalitate fiind cea legată de incidentul respectiv, cu tija de metal care i-a perforat craniul. Atunci pasteamă, deci dacă nu mai ai cortexul prefrontal, înseamnă că nu mai te controlezi. Da, cortexul prefrontal, care este ultima adiție a creierului uman, ceea ce se pare până de animale, de fapt, controlează cerebelul, rețeaua neuronală se numește frontal limbic, frontal și sistemul limbic. Și în momentul în care tu nu-ți folosești, de exemplu, cortexul prefrontal, nu mai poți să mediezi cerebelul, unde avem sistemul limbic, freeze, flight or fight, reacțiile viscerale de apărare. Lăsăm la o parte celelalte zone. Și, spre exemplu, când te enervezi foarte tare, atunci ce se întâmplă? Sângele nu mai ajunge până în cortex prefrontal. Foarte metaforic spus, ok? Nu mai ajunge până aici. Se oprește aici. De ce? Pentru că cum s-a dezvoltat creierul uman, avem aici creierul primitiv, uine de rigoare, și după aia avem așa, zona parietală, zona frontală, cortexul prefrontal. Și aici lobii temporal, care auzim. Informația în momentele de criză se oprește aici. De exemplu, avem insula
neuronală care mediază amigdala neuronală, nu amigdalele. Da, da, da. Amigdalele neuronale, unde avem rușinea și frica, la doua agresivitatea. Și acolo mai ultimele studii arată că în amigdala neuronală avem și sistemul olfactiv. De aia, de exemplu, un miros, că noi când ne naștem, descoperim lumea cu mirosul. De aia, de exemplu, când mirosim, ceva imediat ne aducem aminte. Da. Amigdala este legată de cortexul prefrontal și de cerebelul. Însă, spre exemplu, când ne enervăm foarte tare, creierul crede că suntem în pericol. Și atunci ce face? Insula are capacitatea de a suprascrie orice fel de alte semnale. A tăiat frumos contactul cu emisferele superioare, de cogniție superioară, okay? Și mergem pe modulul de animal, de supraviețuire. Freeze, flight or fight. Exact. Poți să te lupți, poți să fui sau poți să îngheți. Atunci cortexul prefrontal, nemai primind de energie, fiind exclus din asta, pe nivel de prioritate. Creierul spune, bă, în momentul ăsta n-am nevoie de imaginație, am nevoie să mă lupt, să fug sau să mă ascund, să îngheț, să nu mă vadă. Și atunci, când suntem nervoși și intrăm pe modul acesta animalic, îi face treaba cortexul prefrontal. Însă, prin antrenamente, la noi, sau făcând, sau meditând, sau râgându-te, poți să-ți antrenezi cortexul prefrontal astfel încât în momentele respective, o fracțiune de secundă, să faci apel la cortex prefrontal care să medieze cerebelul să-l calmeze. De aia, de exemplu, sunt soluțiile acelea cu inspiră, expiră, mm-hmm, când te simți foarte, foarte nervos. Alea 3 secunde îți salvează viața. De ce? Când inspiri pe nas și expiri pe gură, se produce vasoconstricția la nivel neuronal. Se relaxează creierul. Și atunci, cerebelul este permis să fie mediat de către cortexul prefrontal și să fie calmat. Adică calmezi animalul din tine. Care altfel o ia pe câmpii. Mm-hmm. Și face ce știe el să facă. Se războiește, fuge sau se ascunde. Pe exemplu, atacurile de panică. Avem foarte mulți clienți care vin cu atacuri de panică. Când ai atacul de panică, încep să-ți transpire mâinile. Începe să-ți bată inima, adrenalina. Ce înseamnă asta de fapt? Păi, în evoluția creierului uman, singurele, cel mai mult, noi am stat în savană, ca și specie, și prin păduri. Și ne vânau tot felul de animale, fie vânam noi, fie eram vânați. Așa am stat cel mai mult. 80% din evoluția noastră. Creierul uman încă nu a avut timpul necesar, din punct de vedere evolutiv, ca să-și dea seama că a ajuns să trăiască la oraș. Trăim de câteva sute de ani la oraș. Alții de câteva zeci de ani. Și atunci, în momentul în care, spre exemplu, ești la muncă, da? Stresul acum nu este ocazionat de un leu care vine să te vâneze sau de un ghepard, exact, care fuge după tine, sau de habar n-am ce animale, sau alții care vin, cete de oameni care vin să te omoare sau nu știu ce. Nu mai este o amenințare fizică, este o amenințare psihologică. Însă creierul, după cum am spus, încă nu a avut timp să evolueze, să se upgradeze, astfel încât să-și dea seama de fapt că amenințarea respectivă nu este fizică. Și atunci, să spunem, te-ai certat cu șeful, sau te-a certat, sau te-a făcut, și atunci începi să te sperii și panicat și cum mă, deci asta este o situație de stres puternic. Stresul puternic înseamnă că fie mă lupt, fie mă ascund, fie fug. Adică o să trebuie să consum energie. Dacă fug și dacă mă lupt, înseamnă că o să-mi consum energie, înseamnă că o să mă încălzesc. Și atunci ce fac? Păi ca să nu mor de overheating, de supraîncălzire, trebuie să mă răcoresc. Și atunci ce fac? Transpir. Când fug și mă lupt, consum energie, este consum caloric, avem rezultatul, este căldura care este emanată și atunci aia trebuie compensată. Decompensată. Cum? Prin transpirație. De aia că în momentul în care ești, ai atacul de panică și simți în senin că cineva vrea să-ți facă rău, este imaginație, în imaginația ta. Dar pentru creier, creierul nu face diferența și conștient fac diferența între imaginativ și realitate. Și atunci, evenimentul este real pentru creierul tău. Tu chiar ești în pericol, chiar dacă nu ești fizic în pericol. Și atunci creierul ce spune? Bă, dăm drumul la adrenalină ca să bată inima mai puternic, o să ai nevoie de sânge respectiv care se ducă către membre, ca să te lupți sau să te fugi, sau să fugi, și dăm drumul la transpirație, ca să te răcorești. Și ceva foarte, foarte important se mai întâmplă atunci, creierul a evoluat și s-a transformat într-un mecanism absolut uluitor, al cărui obiectiv este de a ne ține în viață.
Și creioasul așa, în perioada aia cât am stresul la puternic, înainte stresul era 5 minute, cam atât dură, hai 10 minute, maxim o urmărire prin pădure sau prin junglă, atât dura, sau o luptă, 10 minute, maxim. Acum durează toată ziua. Și care este efectul ăsta? Păi, în alea 10 minute, să spune cât dura înainte stresul, ocazia de animale sălbatice sau de animale umane, care vor să-ți facă rău, sistemul imunitar era redus aproape la minim. De ce? Cred, nu o să te... Bă, nu o să mă lovească răceala fix acum. Nu o să-l lovească pe ăsta răceala sau o să vină microbul fix acum. 10 minute îmi permit să tai. Problema e că pe măsură ce contextele au devenit din ce în ce mai non-combative din punct de vedere fizic, creierul nu s-a adaptat ca să poată reduce această adaptare, această strategie de micșorare a răspunsului imunitar. Și atunci, sistemul imunitar este la pământ toată ziua. Înainte era 10 minute pe zi, acum ai 8 ore pe zi cât te ține stresul la muncă. De-aia bolile ne doboară mult mai rapid, de-aia sistemul imunitar, de-aia apară bolile autoimune, de-aia sistemul imunitar nu își mai face treaba cum trebuie. Pentru că nu a ținut pasul cu evoluția noastră economică, sociopolitică, organizatorică și alte cele. Noile tehnologii pe care cu mândrie spun că și noi le-am început să dezvoltăm și inovăm foarte mult în domeniul ăsta, permit accesarea rețelelor neuronale și upgradarea lor astfel încât creierul să vadă de fapt unde e și să folosească un sistem de referință eficient, updatat, contextual. Pentru că obiectivul numărul unu al creierului este să te țină în viață. Creierul nu-i pasă că tu ești depresiv, anxios, fericit. Nu-i pasă. Lui îi pasă să nu mori. Uh-huh. Și atunci când intervine un eveniment traumatic, face tot ceea ce poate să te țină în viață. Activează o rețea, dezactivează altele, astfel încât la sfârșitul zilei, digerul să nu moară, cu costul aferent. Problema apare după ce se termină acel eveniment și nimeni nu spune creierului că s-a terminat. Ce rămâne acolo? Iar creierul se transformă într-un protector, într-un gardian. Da. Noi ce facem? Te ajutăm să comunici cu gardianul, eficient, să negociezi cu el. În cartea domnului profesor, Stăpânul și emisarul, se face referire la subconștient, inconștient și conștient. Noi suntem doar 15% conștient. Știința chiar s-a luat premiul Nobel în economie, acum câțiva ani, pentru un cercetător care a demonstrat că reacțiile noastre nu sunt raționale. Sunt emoționale. Ce înseamnă asta? Păi, subconștientul și inconștientul sunt cam 85% din ce reprezentăm noi. Conștientul ar maxim 15%. Conștientul nu ia decizii. Conștientul doar justifică necesitatea implementării unor decizii. Vă dau un exemplu. Fumatul. Okay? Un flagel. De unde a apărut fumatul? Fumatul a apărut de la merindieni. Când s-au dus cowboyii peste ei, i-au măcelărit, i-au făcut praf, au văzut și fumat și tutunul. Tutunul de unde venea? Tabacul. Era folosit în ritualuri, de fapt. Era folosit în pipa păcii. Exact. Adică tot se întâlneau băieții indieni în ceremonii și erau mai multe triburi, se tot măcelăreau între ei și la un moment dat se întâlneau, hai să facem pace că murim cu toți. Scuze. Și atunci au făcut acest ritual în care fumau pipa respectivă și ce făceau de fapt? Inspirau, expirau, se relaxau, se făcea vasoconstricție, se relaxau și puteau să poarte tratative de pace. Se calma creierul. Uh-huh. Și foloseau și tutun. Au venit cowboy, care nu erau cei mai curați și cei mai civilizați oameni de pe fața pământului, nici pe departe. Au venit și la început, de vedea și în filmele western, ei mestecau tutun. S-au prins că nu prea e combinație și după aia ce au făcut? Au început să-l fumeze și ei. Și au venit niște băieți și mai deștepți și au spus, ia uite-mă ce frumos, poate trebuie să facem business cu asta. Și cam una cea mai puternice industrie acum. Tutunul. Pentru că, de fapt, adicția nu este reprezentată preponderent de substanțele din țigar. Și alea dau, cu siguranță, sunt studii care arată. Și unele da, și unele nu, aici nu știu mai ce să mai crezi. Numai depinde cine plătește studiul. Numai că adicția este dată, de fapt, arată unele studii, pe care le cred, de inspirație și expirația.
care provoacă vasoconstricție și creierul este dependent de respirația respectivă, ca să se relaxeze. De aia are nevoie creierul. Nu are nevoie de substanța aia. Și atunci, revenind la ce am spus mai devreme cu conștientul, nu ia decizii, ci justifică, conștientul, ca să justifice necesitatea de a fuma, care este dăunătoare, această activitate, începe să inventeze povești, narrative. Ca asta justifică. Fumează-mă că nu o să te mai placă Mirabela, fumează-mă că nu o să mai pari cool. Și atunci exact. Ce-au făcut băieții și fetele din marketing? Au început să creeze narrative, că ăsta e marketingul de fapt. Crearea unor narrative, povești frumoase, video, audio, care să valideze poveștile pe care creierul îi le spune posesorului. Mamă, ce bine arată, vezi ce bine arăți când fumezi. Uite cum era la Marlboro Man, care a murit de cancer, săracu, în gât, că a fumat toată viața. Și era clare pe cal, povestea. Da. Vrei să fii bărbat, fumează. Sau în anii 60, când au început să apară reclamele, s-au legat de emanciparea femeii. Femeile puternice, libere, puternice, fumează. Și femeia spunea, opa, uite, subconștientul spunea, bă, fumează, că ai nevoie să te relaxezi. Și conștientul spunea, da, mă, fumează, că ești femeie puternică, ce naiba. Așa dovedești. Și atunci conștientul doar justifică necesitatea luării unor acțiuni prin intermediul cortexului prefrontal, unde avem imaginația, de fapt. Poveștile pe care le spunem. Noi suntem o specie care a cucerit planeta pe care o locuiesc, o mare parte din ea, folosind imaginația. Este Yuval Noah Harari, un autor absolut uluitor, pe care l-am și cunoscut la un eveniment, care spune în felul următor, oameni, în cartea lui Homo Deus, oamenii au cucerit planeta Pământ pentru că își folosesc cortexul prefrontal. Și cum spune asta? Oamenii au cucerit planeta Pământ pentru că ei cred în prieteni imaginari. Dumnezeu, Buddha, Allah, narrative. Și eu cred în Dumnezeu, dar nu cred că Dumnezeu e un bărbos care se uită la mine dacă spune duminică. Adică e un pic mai mult decât atât. Însă, asta vine din cortexul prefrontal. De-aia animalele nu cred în ceva. Pentru că nu au cortexul prefrontal, nu este imaginația. Ca să poți să crezi în ceva, în tine, în Dumnezeu, în Buddha, în Allah, în cine vrei tu, ai nevoie de un proces imaginativ, să-ți imaginezi că tu crezi în ceva. Și cortexul prefrontal, care este împărțit la fel în două emisfere, este un instrument absolut uluitor, e descris și în cartea domnului profesor, vă invit să o citiți, este absolut fascinantă. Iar acest cortex, ultimele studii arată că, și am văzut și noi asta la centru, contează cât de mult este activat, însă contează să sunt amplitudine sau putere, dar contează cât de mult se conectează și cu alte regiuni neuronale. Coherence. Asta nu se știa chiar atât de bine pe vremea domnului profesor. Sunt 17 mari indicatori pe care noi putem vedea pe o harta creierului, pe brain map, însă cei mai important sunt amplitudine, adică cât de activate sunt Brodmann areas, țările din capul nostru, că sunt împărțite niște granțe, cum le-a cele 52 de țări, linie de rigoare, zone din creier, arii, însă mai important se știe acum și noi ne folosim acest principiu pentru a putea ajuta foarte mulți oameni, 7.000 până acum, modul în care comunică rețelele neuronale, modul în care schimbă informația rețelele neuronale. Acolo se numește coerență, coherence. Cum anume comunică rețelele neuronale astfel încât împreună să creeze luarea deciziilor. Și aici există o soluție foarte interesantă care nu exista atât de bine dezvoltată în epoca domnului profesor, prin neuroplasticitate, metacogniție și condiționare operantă. Le descriu pe toate. Neuroplasticitatea reprezintă capacitatea creierului de a se autoadapta și de a crea noi rețele neuronale. De a se autovindeca, dacă vreți. Cum face asta? Păi, prima dată avem neurogenesis, neurogeneză, adică crearea de noi rețele neuronale, care se poate face la orice vârstă. Și ultimele studii au dovedit asta și noi am devenit la centru, dovedit la centru, făcând o femeie de 54 de ani să vorbească la 54 de ani. După prima oară, după 53 de ani de autism sever. Chiar este absolut uluitoare.
Mai mult decât atât, cercetătorii de la MIT au spus că 30% din neuronii unui adult sunt neuroni adormiți, silent neurons, care pot fi treziți. Este o tehnologie pe care o avem și noi la centru, este PBM, photobiomodulation, care permite cu ajutorul luminii infraroșe, pe 1070 de nanometri, să intri în proteina din mitocondrie și să activezi mitocondria. Mitocondria este fabrica de energie a celei neuronale și dai un boost creierului. Și asta este absolut uluitor. Că nici vorbă că ne mor toți neuronii și se mai produc. Nu. O bere omoară o mie de neuroni și nu mai. Da, mă. Să vedem totuși în 2024 cu ultimele tehnologii în care creierul este absolut uluitor. Este fascinant. Deci o neuroplasticitate care se bazează pe neurogenesis, mielinizarea tăiei, adică neuroni mai rapid și crearea de noi rețele neuronale. Este foarte important de menționat încă un aspect. Există o glumă sinistră, circulă pe internet și prin presă, încă noi folosim 10% din creier. Da. E o prostie imensă. Noi folosim 100% din creier, însă optimizat în proporție de 10%. Noi ce facem? Putem să creștem gradul de optimizare a creierului. Ăsta e de fapt. Și crești cu 1% gradul de optimizare, se întâmplă chestia absolut uluitoare. Al doilea concept pe care o să-l pomenesc este metacogniție, care este sfântul graal al oricărei practici spirituale. Și înseamnă așa, vizualizarea gândurilor, extragerea din ele, controlul lor. Când poți să faci asta, poți să faci orice. Și noi facem asta cu ajutorul tehnologiei. Iar al treilea element este condiționare operantă. Adică, condiționare pavloviană, ca la câinelul Pavlov. Da, da, da. Dar noi numai că nu noi dăm cu clopoțelul ca să salivezi, ci noi dăm cu clopoțelul în momentul în care creierul tău se optimizează. Și studiem creierul. Acum, semnându-l să spun că am lansat și un masterclass foarte puternic în care prezint infanții din peste, am lucrat cu peste 7.000 de clienți și prezint în masterclass toată cunoașterea aceasta acumulată într-un mod mult mai extensiv, astfel încât să diseminăm cunoașterea care a început să crească destul de puternic. Sunt foarte mândru că în România, România a devenit acum un vârf de lance în cercetarea neuroștiințelor aplicate, printr-un efort privat, bineînțeles. Însă, acum ieșim cu niște inovații, ieșim cu informații, cu cunoaștere, pe care foarte puține centre din lume au. Și această cunoaștere ajută foarte mulți români să poată să-și optimizeze creierul și să înțeleagă de fapt că disfuncția de care suferă, depresie, anxietate, nu le spun boli, le spun disfuncții. Nu sunt medic. Da. Disfuncțiile respective pot fi ameliorate. În unele cazuri chiar eliminate. Și am dovedit asta. Cum? Înțelegând de fapt că tu nu ești gândurile tale. În metacogniție. Înțelegând de fapt că există un concept care se numește proto-self, ce aș fi fost eu dacă nu mi s-ar fi întâmplat toate mizerile care mi s-au întâmplat. Și ne ducem acolo. Cărțile sunt cei mai buni emisari ai cunoașterii. De asta ce? Ar fi fost următoarea întrebare, cât de importantă este lectura? Doamne, este uluitor, vă spun de ce. Am o teorie care spune, care a fost validată și colegii din Statele Unite, când citești, ce se întâmplă? La nivel de subconștient, că acolo contează, tu te identifici cu un personaj și aventurile personajului respectiv te ajută pe tine folosindu-ți cortexul prefrontal, imaginația, ca să intri în lumea respectivă, te ajută pe tine să te vindeci. Uh-huh. Nu poți să te vindeci, doar Dumnezeu vindecă. Dar tu poți să te autovindeci. Și citind o carte, intrând în lumea respectivă, creierul tău nu face diferența între realitate și ficțiune. Și ficțiune. Și atunci, cărțile cu happy ending, de exemplu Hollywood are așa mare succes, cum se fabrica de vise. De ce? Pentru că au înțeles de fapt că oamenii au nevoie de povești de succes. Oamenii au nevoie de povești frumoase cu happy ending. De ce? Pentru că la nivel subconștient te identifici cu personajul principal și tu în nivel subconștient, raportezi o victorie, o bătălie câștigată, care te ajută pe tine, la fel ca în subsidiar, tu nici nu dai seama, de fapt, conștient. Dar tu identifici o problemă și ți-o rezolvi. Citind. Nu prin filme. De ce? Păi filmele sunt ca fast food, din punct de vedere. Sunt ok, dar nu foarte des.
Ce e mai important de să citești? Cititul este fine dining, este slow cooking. Pentru că îți folosești toate rețele neuronale, cortexul prefrontal și toate rețele neuronale. Și începi, tu îți prepari, dacă facem analogie cu bucătăria. Da. Tu îți iei ingredientele, tu ți le prepari, tu îți faci, tu mănânci. La fast food te duci, ți-a pregătit, nu ai băgat în tine și mai și ai plecat. Nu știu ce e acolo. Ai senzația că ai mâncat, dar nu ai mâncat. Nu te-ai hrănit, doar ai mâncat. Exact. Cărțile îți oferă o lume absolut fascinantă care te ajută pe tine la nivel de subconștient să evoluezi, să-ți vindești traumele și să poți să devii cea mai bună versiunea ta. De ce? Pentru că nu contează ce simți la nivel de conștient, contează ce se întâmplă la nivel de subconștient. Și am studiat aceste fenomene și sunt foarte recunoscător că de mic mi-a fost insuflată pasiunea de aceasta, de a citi. Cărțile sunt... Apropo de citit, de la momentul apariției cărții, ai recomandat-o clienților? Am făcut-o cadou. Da? Am făcut-o cadou, da. Am cumpărat mai multe ediții și l-am făcut cadou. Îmi place foarte mult această carte. De ce? Pentru că mie îmi plac cărțile care te lasă cu întrebări, nu cu răspunsuri. Corect. Mai important decât un răspuns corect este o întrebare corectă. De ce? Pentru că un răspuns corect la o întrebare proastă, tot un răspuns prost e. Este important în primul rând să începi să adresezi întrebările corecte. Iar întrebările corecte sunt de cele mai multe ori cele mai neplăcute. De ce? Că scot, cum spun americanii, stir up, scot din subconștient diverse emoții, rușine, frică, care emoții de fapt sunt mesagerii Domnului. Emoțiile sunt mesagerii subconștientului. Vin de la noi. Și dacă tu ești centrat pe tine, emoțiile te pot ajuta, îți pot arăta ce se întâmplă. Dacă nu ești centrat pe tine și nu ești ok cu tine, cum sunt 96% din oameni, te sperie emoțiile. Pentru că mai avem foarte, foarte puțin, mai aveam întrebări legate de diferențele între inteligența artificială și conștiința organică a ființei umane, poate în altă emisiune. Cu mare plăcere. De ce vorbește Ian McGilchrist despre necesitatea unui echilibru între cele două emisfere? Pentru că există o influență foarte mare a emisferei stângi, fără să-i minimalizăm în istoria omenirii efectele și partea pozitivă, partea bună. Știm că vorbim acolo de meticulozitate, vorbim de atenție la detalii când vorbim de emisfera stângă. Poate de asta și femeile, cum spuneai, foarte bun exemplu de la începutul emisiunii, sunt mai atente la detalii, mult mai atente decât bărbații. Dar trebuie să existe un soi de echilibru, să nu există o preponderență mai mare a emisferei stângi asupra emisferei drepte. Da, este important de menționat că sunt trei mari etape de dezvoltarea creierului uman. Adică cele două emisfere, de ce e important să fie echilibru? Pentru că e ca apa caldă și apa rece. Ok? Ca să dăm un exemplu cât se poate de accesibil. Dacă e prea fierbinte, te arzi. Dacă e prea rece, nu-ți convine că îngheți. Ok? Atunci trebuie să fie un efect confortabil care să nu fie dăunător. Emisfera stângă și emisfera dreaptă împreună formează un tot unitar care permite omului să poată să gestioneze confortabil în ritmul său evenimentele care se succed. Creierul, în momentul în care decide că doar un șoc traumatic te poate duce pe drumul cel bun, dă drumul la somatizări, care nu sunt niciodată plăcute. Știm cu toții foarte multe boli care n-au nicio explicație fiziologică. Somatizările. Ce înseamnă asta? Creierul te poate îmbolnăvi. Și repet, creierul te poate îmbolnăvi. Creierul te poate vindeca. Ca să fiu cât mai se poate de elocvent. Majoritatea disfuncțiilor cerebrale, să spunem, apar în momentul în care există un dezechilibru între cele două emisfere. Adică una preia controlul și începe să-și facă de cap. Cum a făcut domnul profesor analogia cu civilizațiile care au fost războinice,
sau civilizațiile cum a fost, exemplu, Nevul Mediu cu renascentismul, civilizațiile care s-au bazat pe emisfera stângă, în momentul în care s-au dus in extremis cu acea formă de adaptare, au avut de pierdut. La fel și cu civilizațiile care au folosit numai emisfera dreaptă, ducându-se in extremis, în extrem, la fel au avut de pierdut. Contrabalansarea, cum e și yin și yang, alb și negru, contrabalansarea, dualitatea, echilibru, conferă o rezistență sporită la contextele traumatice. Astfel încât, în momentul în care un eveniment are, poartă riscul să te dea peste cap, când folosești și emisfera stângă și emisfera dreaptă, poți să preîntâmpi sau să elimini foarte multe disfuncții. Singură, emisfera stângă nu are capacitatea de a te ajuta. La fel cum nici emisfera dreaptă singură nu are capacitatea, nu are energia necesară. Dar împreună, se poate. Legate prin corpus callosum, se numește, este și o terapie, un clem, care vine la noi, de legare a celor două emisfere, mult mai puternic, sincronizare. Și în momentul în care faci chestia asta, reușești să accesezi mult mai mult din puterea creierului, nu doar pe component. Rezultatul fiind absolut uluitor. Dragilor, din păcate, asta a fost timpul foarte, foarte scurt, pentru că iată lucruri foarte interesante. A fost alături de noi Costin Dămășaru, cercetător, doctor în economie, doctor în management, psiholog, fondator și director general Veruvis. Am vorbit despre cartea Stăpânul și emisarul său de doctor Ian McGilchrist, carte pe care o puteți găsi pe site-ul editurii Herald, așa cum v-a făcut și Costin recomandarea de carte. Noi ne vedem vinerea viitoare la aceeași oră aici, la Canal 33 România, la emisiunea Oameni și Cărți. Să aveți un weekend minunat, la revedere, numai bine!